Din cauza sărăciei îi sunt împinși să facă unele demersuri de genul ăsta. Lipsa banilor. Păi, nu numai lipsa banilor, tot ce ține și de bani și toate. N-au bani, n-au unde să muncească. Sunt niște treburi dificile. N-au unde să muncească. Nu au șantieri, n-au întreprinderi, n-au fabrici, n-au nimic. Ei trebuie să apăciți de ceva, că n-are cu ce trăi. În anul precedent, în penitenciarul Vaslujan erau cazate 500 de persoane private de libertate, însă numărul deținuților a înregistrat creșteri semnificative în ultimele luni. La Vaslui, la momentul de față, sunt undeva în jur de 600 de persoane private de libertate, un pic mai mult peste capacitatea oficială a instituției. Moldova are probleme din acest punct de vedere, ca regiune. Toate penitenciarele din zona Moldovei sunt supraaglomerate. Cadrele penitenciarului spun că există trei cauze importante pentru care cei mai mulți dintre deținuți au ajuns să fie închiși. În primul rând, putem vorbi de o lipsă de educație. Și sigur că acest factor foarte important în orice societate este determinat de cele trei mari elemente care se implică, cele trei importante elemente care se implică în realizarea educației, respectiv familia, în primul rând, nu? Școala și biserica. Conducerea penitenciarului face eforturi pentru a asigura condițiile prevăzute de lege tuturor persoanelor private de libertate cazate în instituția din Vaslui.